Spiritor, iumen est consumus, postum condam juventutem, postum restam senectutem, nos habibitumus, nos habibitumus. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Dintre toate instituțiile de învățământ din țară, am optat pentru Universitatea Liberă Internațională din Moldova, datorită prestigiului său internațional. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova, fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Am decis însă să-mi fac studiile Facultatea de Limbi Străini de la ULIM. Eu aici am făcut cunoștințe cu tineri interesante și prietenoși. Studenții de la ULIM nu se limitează doar la programul standard de studiu, ce presupune un orar fix. Aceștia se implică în alte activități, fie acestea de inițiere în domeniile alese, ori cursuri de dezvoltare personală. Eu живу в Молдове 6 месяцев. Я чувствую себя как дома. И нет барьера между мной и моим студентом. Каждым днём ULIM становится лучше и лучше. Unul din factorii primordiali pentru care studenții aleg ULIM este că în campusul universitar studenții nu doar studiază, dar și cunosc culturile altor popoare. Facultățile universității, 7 la număr, au reunit studenți de pe toate continentele lumii care se pare că nu regretă nicio clipă că au parcurs sute de kilometri pentru a dobândi o experiență unică de comunicare între semenii lor. Sunt originar din Congo, student al Universității ULIM, iar asta îmi oferă multe posibilități de afirmare. Studenții trăiesc la intensitate cei mai frumoși ani în care se formează ca specialiști calificați. În incinta Universității ULIM zilnic se desfășoară acțiuni care mențin spiritul tânăr și activ. Sunt mândră că fac parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova. Diferența majoră dintre alte instituții de învățământ este că profesorii nu sunt doar teoreticieni, dar și practicieni. Cunosc meseria pe care o predau nu din auzite și nu doar din cărți. Profesorii sunt exemple și modele pentru studenți, dar și viitori colegi de breaslă. Staful instituțional este unul calificat. Experiența de muncă în domeniul învățământului și afirmarea ca specialiști în mediul academic denotă faptul că cei care investesc în studii la ULIM fac o alegere corectă. I never had more intelligent, creative, energetic, dedicated colleagues and students than I have here at ULIM and in Moldova. It's an honor to work here and I'm blessed to have a chance to have such wonderful students and colleagues. Îmi fac studiile la Facultatea de Litere. Sunt fericită că am ales ULIM pentru că aici muncesc profesioniști. ULIM este un organism viu care an de an își îmbunătățește calitatea studiilor. Comunicarea transparentă dintre studenți și profesori oferă șanse egale tuturor de a se afirma, indiferent de naționalitate, sex sau religie. Am ales să-mi fac studiile universitare la ULIM. Aici am găsit oamenii binevoitori care mereu sunt gata să-mi ofer o mână de ajutor. Meritul celor care au stat la baza fondării instituției constă nu doar în adoptarea unei politici de comunicare eficiente cu studenții, dar și menținerea valorilor și cutumelor universale. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.